an în care ați semnat achiziția de microbuze electrice din țară. Hibrid, mă scuzați, da. Și pe scurt o să vă spun câteva cuvinte. Microbuzele sunt făcute pe șasiul Iveco, sunt făcute în colaborare cu compania Iveco. Este o tehnologie dezvoltată de o companie din Lituania. Ei fac aceste microbuze de aproximativ 10 ani. Ulterior, dezvoltării tehnologiei de hibride au trecut și la tehnologia de electrice. Oarecum, din punctul meu de vedere, ca și companie care furnizăm aceste microbuze, cred că cele hibride sunt deja trecute prin mai multe etape de dezvoltare și vor fi mult mai solide și mai bune decât cele electrice. Și noi aducem și microbuze electrice, dar am încredere mult mai mare în cele hibride. Și aștept cu nerăbdare să testăm și noi primul microbuz de România și